Am întârziat, sper să nu se supere domnul doctor. Haideți să intrăm, că sunt pe grabă. Sunt nerăbdătoare și am emoții. Să-mi țineți pumnii. Uf, am decompletat o grămadă. Nu-mi place deloc să scriu, dar ce să fac? Domiciliată în... Deci am emoții în tremură mâna, nu pot să scriu. Strada... Ruse a rămas la mama ei, a rămas cu bunica ei, pentru că am considerat că e mult mai ok să stau relaxată și v-am spus, tremur deja și am zis să nu-i crezi așa și un sentiment de teamă, mami, ce o să pățească, ce se întâmplă. Oricum, astăzi vom face o simulare, dar mai multe aspecte ne va spune domnul doctor, că nu mă pricep, nu știu ce urmează. Și eu ard de nerăbdare. Bună ziua, domnul doctor, de bună când ziua, vă aștept? Domnișoara Vașiniuc. Au trecut ani de zile de la prima consultație. Ani de zile de la prima consultație și abia acum mi-am luat inima în dinți. Bun, deci doamna a vrut fațete de acum vreo 6 ani. N-am de acceptat mult. Eu pentru că avea dinți extrem de buni. Am făcut niște tratamente eu cu mâna atunci, de ce știu eu. Exact. Și acum nu mai am încotro. Nu mai scapă de gura mea. Altfel m-a amenințat că să meargă în altă parte. Nu există, rămân așa. Bun, deci primul pas mereu pentru fațete dentare este consultația, plus radiografie, o zi de control, mușcătura, care eu știu deja că are mușcătura extrem de ok. Închidem pe masele. Perfect, bravo. Dăm și mie un pic de lumină, te rog. Bun. Avem gingii sănătoase, dinți ok, trebuie un pic de gingivoplastie la încadranul 1. Un pic mai mult în cadranul 2, deschidem un pic Roxana, te rog, brat, cred că aici o să facem niște, facem fațete aici coroane și aici o să punem un implant, bine? Perfect. Închidem, vă rog, bun. Tratamente de care nu avem voie, nu avem nevoie, gingile sunt sănătoase, igiena bucală bună și ocluzie perfectă. O să scanăm, că nu mai luăm amprente ca pe vremuri. O să vă scanăm dinții. O să le trimitem laboratorul. Laboratorul, adică tehnicianul care lucrează doar pentru noi, este private, da? Poți să te duci și la el la laborator când începem să facem fațete ca să le vezi. Pentru că sunt și alți medici care se promovează să spună pacienților că noi avem același laborator ca al lui Dr. Jubara, ceea ce este imposibil, pentru că laboratorul face doar ei. O să scanăm dinții, să-ți facem o simulare. Cum vor arăta dinții tale, dinții tăi, sau dinții dumneavoastră, da? O să-ți arate model prima oară și după ce preparăm dinții, o să luăm foarte puțin din dinți, se cheamă preparație minim invazivă. Adică luăm foarte, foarte puțin, îți facem o lucrare provizorie care seamănă foarte mult cu viitoarele tale fațete. Tu o să ne spui dacă îți place, dacă vrei mai mare, mai mici, mai lungi, mai... În mod normal le facem după soft, după lungimea feței, lățimea și forma nasului, șansului nazolabiale și așa mai departe. Bun. După ce vă facem lucrarea provizorie, tu o să ne spui de culoare. În mod normal, eu și mereu, și de când am început să fac fațete, nu îmi place cel mai alb. Dar 99% dintre pacienți vor ce... Când facem toți dinții cu molare odată și pacientul deja are tulburări ocluzale, iar noi facem anestezie în toată gura și începem să luăm de aici, de acolo, și când înregistrăm ocluzie, nu mai mușca bine, apar probleme ocluzale. Aici, noi o să păstrăm lateralele, că să păstrăm mușcătura, o să lucrăm doar la fronță, la primele 10 sus, 10 jos și ulterior o să facem
O să aceste facem implanturi care... Sau... Implanturile o să fie puse... Cam în 6 luni sau în 3 luni. În mod normal și corect trebuie puse implanturile, după aia se protezează implanturile ca să facem mușcătura corectă, obturzie corectă și ulterior fațetă. Bineînțeles, tu nu o să ai răbdare și o să te super tehnologice și așa mai departe. O să mă apuc să-ți fac fațetele și ulterior o să-ți punem implanturile. Eu o să scanez dinții și când vine... Planul de tratament este 1-5-2-5, 3-5-4-5 pentru prima etapă, da? N-ai făcut computer tomograf pentru implant? Nu, dar îl fac. Ok, și cel mai probabil acolo la acolo unde trebuie implant, s-ar trebui să fie nevoie de os. Bineînțeles că n-ai ascultat să faci o tomografie acolo. Eu cred că am mai de mult, dar de atunci când am mai vrut odată, na, e... O să verific. Cred că o să verific cam eu. Cam 2 ani au trecut, nu știu. O să verific eu. Nu, cred că anul trecut am mai fost. Da, noi oricum, deci, ca idee, noi trebuia să ne apucăm de fațetele domnișoarei de mai mult de 6 ani. Eu atunci n-am acceptat că... Mira, adică dinții sunt sănătoși, nu aveau niciun fel de problemă și așa mai departe. Și mai facem cu talbine, încercăm să o păcălesc. N-am reușit. Na, păi sunt ambițioasă și... când... Nu mă las așa cu una cu ok, două. Deci în 2 săptămâni ai cele mai frumoase fațete. Păi cred. Vreau să zâmbesc așa la televizor, și... să cadă toată lumea pe spate. Și o să zâmbim și mai mult. Cu siguranță. Păi, numai, chiar dacă o să fie ceva dureros, cred că o să zâmbesc doar de dragul fațetelor. Bravo. Bun. Deci, e rezolvat. Da? Ok. Și la simulare, cum o facem? În altă parte? Nu. Deci eu acum o să scănez din...